În urmă cu câteva săptămâni, când orașul era sub nămeți, organizația TSD Giurgiu a invitat tinerii giurgiuveni să participe la concursul Oamenilor de Zăpadă. Tinerii participanți au dat o mână de ajutor echipajelor de dezăpezire și au făcut oameni de zăpadă din nămeții din fața casei. La competiție am avut ocazia să vedem creațiile concurenților care s-au întrecut în idei care mai de care mai simpatice. Aceștia au fost premiați într-o festivitate organizată marți după amiază la sediul PSD Giurgiu. Am zis să facem un om de zăpadă. Ați văzut, presupun, pe pagina de Facebook? Da, pe pagina de Facebook. Da, și ulterior am zis să facem și noi un om de zăpadă. De ce Ceaușescu? Să ne reamintim de dânsul. El a venit cu ideea să facem un om de zăpadă de pe Facebook. Pentru a participa la competiție, concurenții au construit câte un om de zăpadă bazat pe o tematică, apoi au făcut o poză și au postat-o pe Facebook. Tineretul social-democrat a recompensat cei 8 participanți cu diplome și premii în bani în valoare de 3.000 de lei.